Dragi prieteni, bine v-am găsit! Astăzi suntem în satul Albele, comuna Bârsănești, județul Bacău. Mergem să surprindem familia Popa. Finii din Italia, viitorii fiind de fapt, ne-au trimis să le facem o surpriză. Haideți să vedem cum reacționează la surpriză. Suntem la familia Chioca. Da, și căutați pe Popa. Noi căutăm pe familia Popa, da. Da, Finii. Florin și Cătălin. Da, da. Sunt fiii dumneavoastră. Da, da. Oh, suntem numai între noi aici. Florin, Cătălin, să descărcați. Poftiți. Bună ziua. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Îmi scuzi că noi am dat încălțat? Da, asta să ne știți! Păi ce unde și... Domnul Florin, unde? Sunteți? Dumneavoastră domnul Florin? Da! Da. Și dumneavoastră sunteți doamna Cătălina, da? O fost doamna cu două săptămâni! Da! Da. Dragă doamnă, pe noi ne-au trimis viitorii dumneavoastră fiind din Italia. Alex și Diana, da? Am zis bine! Au trimis cu un buchet de flori pentru dumneavoastră. Vă rog să-l primiți! Mulțumesc! Am și un tort. Am și un tort pentru dumneavoastră. Puneți florile jos, că sunt sigură că tortul e un pic cam greuț. Și o șampanie pe care o dau viitorului naș. Nu știu dacă știți, dar eu vă cânt mai la nuntă. Da. Adică suntem de câțiva ani, de când trebuia să fie nunta, da? Wow. Am și un mesaj la fine dumneavoastră. Vă rog să veniți aici lângă mine, să fiu între dumneavoastră, da? Ca să fie și lumina bună, că... Mai mare nu are. Să dea bine și pe cameră, da? Fiind dumneavoastră, m-au rugat să vă citesc acest mesaj. Dragii noștri, singurul lucru mai frumos decât acela de a ne fi cei mai buni prieteni este acela că ați acceptat să ne fiți nași. Vă mulțumim că ne sunteți alături. Dar de la voi învățăm care sunt cele mai importante lucruri pe lume. Familia, iubirea, timpul trăit cu înțelepciune. Suntem foarte fericiți că ne sunteți nași. Vă mulțumim. Cu respect și apreciere, viitorii voștri fiind Diana și Alex. Și, în primul rând, nu m-am prezentat. Asta ca să văd că nu mai aveți nici dumneavoastră emoții, că văd că sunteți emoționați. Așa cred. Mai mult surprinși decât eu sunt pentru la Radu de la Bârsănești și mă ocup cu astfel de surprize, pe lângă faptul că mă vă mai când la nuntă. Apropo de nuntă, domnul Naș, să vă apucați să faceți un promot în bancă, că fără bașe nu plec de la nuntă. Vă vinde soacra, casa, ce vreți dumneavoastră? Glumesc. Am un cânte frumos pentru dumneavoastră, pe care, bineînțeles, sunt cântece frumoase pe care eu le voi cânta la nuntă, dar acum, ne fiind orchestrate, ne fiind microfon, zic bine să vă cânt doar ceva foarte lentuț, așa. Nu neapărat, dar... Nu e naș ca nașul mare, om cu casă și cu stare. Și ați fi nici cu nună, că e om cu inima bună. Nu e naș ca nașul mare, om cu casă și cu stare. Și ați fi nici cu nună, că e om cu inima bună. Nașul e lăsat să fie piatra întâi la temelie, pentru casa mirilor, pentru fericirea lor, măi. Nașii sunt lăsați să fie piatra întâi la temelie, pentru casa mirilor, pentru fericirea lor, măi. Și acum să luați aminte, nașii sunt ca și un părinte. Te ajută, îți dă povață, că sunt mai trecuți prin viață. Și acum să luați aminte, nașii sunt ca și un părinte. Te ajută, îți dă povață, că sunt mai trecuți prin viață. Nașii sunt lăsați să fie piatra întâi la temelie, pentru casa mirilor, pentru fericirea lor, măi. Nașii sunt lăsați să fie piatra întâi la temelie, pentru casa mirilor, pentru fericirea lor, măi. Nașii întotdeauna poate la greu vă vor fi aproape, cu drag poate să vă asculte când or fi necazuri multe. Nașii întotdeauna poate, la greu vă vor fi aproape, cu drag poate să vă asculte când or fi necazuri multe.
nașii sunt lăsați să fie piatra întâi la temelie. Pentru casa mirilor, pentru fericirea lor, măi. Mă mândresc cu nașii mei, sus paharul pentru ei, măi. Câte satul meu de mare, nimeni naș ca noi nu are. Mă mândresc cu nașii mei, sus paharul pentru ei, măi. Cât e satul meu de mare, nimeni naș ca noi nu are. Nașii sunt lăsați să fie piatra întâi de temelie. Pentru casa mirilor, pentru fericirea lor, măi. Nașii sunt lăsați să fie piatra întâi la temelie. Pentru casa mirilor, pentru fericirea lor, măi. Bravo! Ok. Are și dinasă! Să aduceți un pahar de vin aici pentru nașa și pentru nașa. Cum să nu? Nașa, dar nu ești prea încântată că ești nașa și ești încântată? Eu? A rămas surprinsă. A surprinsă, dar nu te-aș așa pentru că mai am pentru tine. Aveți două pahare cu vin să dăm un nașa și un nașa? Da, imediat. Scuzați că... Vrem cafeaua? Dacă vine pahar, să țineți și cafeaua și un pahar în mână, că dacă ai două ambele mâini ceva plin, o să fii nașa. Ceea ce e și adevărat, da? Să fii într-un ceas bun. Și vreau să vă mai spun o strofă așa ca să vă bine dispun. Am un cântec pentru naș, că știu că e pătimaș. După muzică aleasă, după nașa lui frumoasă. Am un cântec pentru naș, că știu că e pătimaș. După muzică aleasă, după nașa lui frumoasă. Toarnă vinul în pahare, să trăiască nașul mare. Să mi-l țină Dumnezeu, iar eu să-i cânt mereu. Toarnă vinul în pahare, să trăiască nașa mare. Să o țină Dumnezeu, iar eu să-i cânt mereu. Să vă fie de bine. Mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să fiți alături de ei. Și încă o dată mă bucur că v-ați prins să le fiți nași, pentru că știți cum e, e greu în ziua de astăzi. Iar ei, într-adevăr, vă consideră ca niște părinți spirituali, drept pentru care m-au trimis să vă fac această surpriză. Să ne vedem cu bine și să ne auzim cu bine la nuntă. Și mai devreme dacă faceți o petrecere. Dragii mei, aceasta a fost surpriza noastră de la Albele de astăzi, unde am surprins viitorii nași, familia Cătălina și Florin Popa. Dacă vreți să surprindeți pe cineva, dragi, nu ezitați să ne contactați. Să ne auzim de bine!